to pizza. Femeia croșetează. Punct de reciclare. Acum trebuie să căutăm o cazare, că nu avem cazare. Și după niște gustări. Prima cazare, 120. Mergem mai departe. Niciodată nu luăm prima cazare. Tot timpul nimerim la una scumpă. Wow! Ce ca lumea se văd munții, nu? Da. 120, altul. Am făcut 6 ore jumate și în toate aceste ore am citit. Am ajuns la jumatea cărții JJ Cruz. Am aflat că este ieftin, ne-a spus o tipă pe net, după o aplicație de socializare. Am întrebat aici 80-40 pe persoană, dar cu baie împărțită. Aia e cu baie privată? Aia e cu baie privată, net, duș cald și garaj dacă ai mașină. Aha, și aici e cu 80, netul nu prea funcționează. Deci hai la aia mai bine. Ca să găsim o cazare ne ia aproximativ 10 minute, pentru că hotelurile sunt unul lângă altul, unul lângă altul. Asta e de 5, de 4 stele. Lux, niciun caz, hai să vedem. Poate cine știe. La 4 stele costă 160, aproximativ 22 de euro. Cu piscină, mic dejun și un asta de ăla. Piscină, mic dejun și mai ce? Mic dejun tip bufet, te pui în cap. Asta e. Da, așa zis? Da. Cool, man. Piscina preparată. Cel mai mic preț găsit la o femeie în vârstă, 60, și cel mai scump 160, cu tot luxul și cu micul dejun. Era 180, dar azi că mi-l lasă cu 160. Ce lux! Pe camera asta vreau 130 cu baie împărțită. Așa că vom alege varianta cea mai ieftină, la 60, adică la 9 euro. Și ne punem în cap de mâncare. Ce frumos arată muntele din față. Așteptam să fie foarte fric, pentru că arătau că sunt 14 grade azi dimineață. Dar de unde? Că e foarte bine afară. Chiar dacă lumea are plapuma. Seara o să fie mai fric, îți dai seama. Cu Wi-Fi. Vale. Hai că am găsit-o. Problema e că nu ne-ai dat prosop. N-a dat prosop, da, ci că vă faceți duș și după aia vă ștergeți cu hainele voastre și le puneți la usca, că e cald afară. Nici chiar așa. Altă cazare la 60. Aici tupiza, 2950 de metri. De aici o să o luăm spre Uyuni peste câteva zile. Nimeric 80. Colorat frumos. A, ce tare asta, cu muște de gaze. Ne-am instalat și ne-am zis și prosoape. Camera cu recamier sau cum se numește? Da, dulap. Recamier, dulap. Da, mișto dulapul. Deținând toate bunurile la cap. Aer condiționat, televizor. Am schimbat cu altă cameră, dar ce să nu ne convine. Acolo era plină de păr, nu era patul curat. 15. Asta nu ne convenea camera de aici, că nu are geam. Și are și tavanul varză. Și tavanul varză, e grasie. Nu, ce faci? Invers, invers.
seama că era deschisă. Deschisă, da. Asta e mai ok. Asta e. Okay. Ce rapid de ploșniță. Am ieșit după gustări. Record spinning. Wow, ce tuning. Transportul a costat 7 euro de persoană și cazarea 11 euro. Și am văzut pe traseu doar ce se poate vedea pe National Geographic. Pă bune! Piața, pâinicile. Hai să ne dăm în piață. Dani ne-a spus că este o feria. Un fel de sărbătoare, puțin mai sus unde putem găsi pește. Ca pisicile după pește. Hai să găsim. Pe iulie 1897. Ora 6 fără 25. Centru de reabilitare. Rehab. Corazon de Jesus, inima lui Iisus. Street art-ul din Bolivia. Tupița. Coropilice. S-aude. S-aude. Prindem feria. Da, ce bine. Miroase a ferie. Nu miroase nimic. Începe să miroasă. Am ajuns la feria din... miroase super bine. Stai pe pește. Oh, e mare, mă, uite cât ține. Multe produse aduse din Argentina. E feria, un festival ceva, de fapt e un târg, târgul de weekend. Unde poți să găsești de toate, chiar și în parade, de aici în stânga, cum se fric. Floricele. În final am intrat în zona de legume și fructe. Să începem cu o felie de pizza vegetariană. N-am dat de pește încă. Nu luam niște roșcare. Ce bine e chiar de roșii. 5. 3 lei. Pare de micuțe. De grădină. Brânză, lapte de porc. Brânză de capră, nu? Brânză de capră. Mamă. A dus-o după munte. După munte. Mamă. A dus-o din munți. Brânză roșie și ne-am luat aceste pâinici, au înăuntru ceapă și brânză. Am ajuns la globul pământesc. Floricele și... cine-i omul? Cine-i omul? Un om cu stea în mână. Steaua comunistă. 7 noiembrie. Rotary Internațional.
putem să trăim în siguranță. Denunță violența în caz de ceva. Amor. Artă la greu.